Tărâmul pământului. Agartha, tărâmul nemuririi. La 2300 de mile dincolo de polul nord, ar exista o intrare către centrul Terei. Aici, conform spuselor amiralului Richard E. Byrd, primul om care a zburat deasupra polului nord, ar locui o civilizație umană mult mai evoluată. Cei care populau pământul s-au mutat în subteran acum 100.000 de ani. Un război care a avut loc atunci a distrus suprafața Terei și a creat deșerturile. Virgil Armstrong, fost agent CIA, descrie fascinantul univers de sub noi: oameni nemuritori, atmosfera controlată, deplasări cu viteze de 3.000 de mile pe oră, atlanți și lemurieni, farfurii zburătoare pentru survolarea pământenilor. Acestea sunt principalele teorii despre viața din interiorul pământului. Haideți să dezvoltăm acum. O fotografie recentă a polului nord, aflată în custodia NASA și transmisă de unul dintre numeroșii sateliți circumtereștri, a resuscitat interesul geofizicienilor. Și nu numai. În această imagine se poate observa lesne, în zona polului nord magnetic, o suprafață care nu este acoperită de gheața calotei glaciare, cum ar fi fost normal. Pe o rază de aproximativ 300 de kilometri, se întrezărește pământ și încă destul de fertil. Poza, dacă nu e vorba de o fata morgana cosmică, ar fi suficientă pentru a înnebuni un savant. Și asta pentru că și un elev din ciclul elementar știe că sub calota glaciară de la polul nord nu se află nimic altceva decât apă. Fapt confirmat și de traseele submarinelor care trec frecvent prin acea zonă. Și atunci, ce ar putea fi pata aceea de pământ din inima ghețurilor arctice? S-au întrebat cei de la NASA. Pentru a elucida misterul, aceștia au comandat satelitului o nouă fotografie, făcută de data aceasta după încă o rotație circumterestră și dintr-un alt unghi. Încă o dată, pata s-a încăpățânat să apară în dreptul polului nord magnetic. Primul gând a fost că e vorba de un fenomen de natură magnetică și că ar putea exista o perturbare atmosferică datorată acestui câmp. Numai că ipoteza a fost spulberată de cercetătorii NASA din domeniul câmpurilor electromagnetice. Cel mai cunoscut efect, cel al aurorei boreale, se manifestă în cu totul alt mod și jocul luminilor celeste apare în alt fel pe o fotografie din satelit. Cum era de așteptat, fotografia a scos de la naftalină o serie întreagă de teorii, care mai de care mai năstrușnice. Cea care a răzbătut prima a fost ipoteza Halley, cea a descoperitorului cometei cu același nume. Conform ei, în zonele polului nord și polului sud există deschideri uriașe care conduc către interiorul Terei. Mai mult, oamenii de știință susțin că pământul ar fi gol pe dinăuntru și că ar fi posibil ca aici să se dezvolte o altă civilizație umană, poate superioară celei de la suprafață. Geofizicienii însă au părut a fi mult mai interesați de o altă variantă. Mai precis, în luna mai 1926, amiralul Richard Byrd a devenit primul om care a zburat pe deasupra polului nord. Într-un interviu pe care l-a acordat în 1947, Byrd declara că la 2300 de mile dincolo de polul nord a întâlnit o zonă cu climă foarte caldă, cu vegetație, cu munți, lacuri și râuri. Byrd, un explorator celebru, mai presus de orice bănuială, și-a notat foarte precis în jurnal despre ceea ce a întâlnit în această zonă. Oamenii care locuiesc aici comunică prin telepatie. De fapt, ei nu trăiesc la suprafață. Sub pământ, la câteva mile adâncime, există un oraș foarte mare, cu milioane de locuitori, oraș ce se numește Agartha. Există sub pământ mai multe orașe, în mai multe părți ale globului, dar Agartha este cel mai important dintre ele.
scria Byrd în jurnalul său secret. Un fost agent CIA confirmă. Aceste file din jurnalul exploratorului au fost date publicității de Virgil Armstrong, fost agent CIA. Armstrong susține că Byrd a locuit în Agartha vreme de aproape o lună și descrie civilizația subterană ca fiind une net superioară nouă. Fostul agent CIA a adăugat că imediat după descoperirea jurnalului lui Byrd, filele referitoare la Agartha au fost declarate secret de serviciu și s-a dispus ca în zona intrării în orașul subteran să fie amplasate baze militare americane care să nu lase sub nicio formă intrușii să pătrundă. Tot Armstrong a mai dezvăluit că Guvernul Statelor Unite ale Americii a stabilit relații cu Marele Consiliu al Agartei. Mai mult, că farfuriile zburătoare care apar pe cerul planetei sunt mijloace de transport ale locuitorilor lumii subterane. Iar o parte din tehnologia de fabricare a lor a fost dezvăluită Pentagonului, avionul invizibil fiind o urmare a acestor cunoștințe avansate. Byrd primește recunoștința Guvernului Statelor Unite ale Americii. Amiralul Richard Byrd s-a născut la 25 octombrie 1888 la Winchester, în Virginia. Între 1928 și 1955 a făcut 11 expediții geografice la poli. Pe data de 19 februarie 1947 a plecat spre Polul Nord pentru a fotografia aurora boreală. Văzând că nu se întoarce, cei din bază l-au dat dispărut. Byrd a revenit la 11 martie 1947 și a descris pământul de dincolo de pol, Agartha. Ca o coincidență, amiralul Richard Byrd avea să moară exact după 10 ani, la 11 martie 1957. A fost ridicat la rangul de amiral în 1950. Iar în 1952 a primit medalia de onoare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii. De asemenea, unul dintre crucișătoarele flotei Statelor Unite ale Americii a fost botezat cu numele lui. Așadar, e exclus ca Byrd să fi fost doar un nebun care să fi avut halucinații la Polul Nord. Revenind la agentul Armstrong, acesta a mai dezvăluit câteva elemente ale jurnalului lui Byrd. Amiralul descrie pe larg că în orașele subterane locuiesc oameni cu trăsături delicate, care au mii de ani de viață, dar care vârsta nu le marchează trăsăturile. Cei din Agartha cunosc secretul nemuririi trupului. După ce consideră că au trăit destul, ei sunt cei care își aleg momentul când să se retragă din viață. Femeile lor nasc doar o dată sau de două ori îndelungul vieții, iar gestația durează doar 3 luni. Jurnalul lui Byrd despre Agartha nu este singura lucrare care pomenește despre orașele subterane. De-a lungul timpului au existat foarte multe mărturii despre viața de sub scoarța terestră. Există și alte documente, gravuri, ba chiar sculpturi foarte vechi care descriu Agartha. Astfel, se spune că sub pământ, pe întreg globul, există cam 100 de orașe, dintre care cel mai mare este Agartha. Lumea subterană este cunoscută ca Shambhala. Locuitorii acestei lumi, spun documentele, au părăsit lumea de la suprafață acum 100.000 de ani, în urma catastrofalului război dintre atlanți și lemurieni, cele două mari civilizații care stăpâneau pământul. Războiul ar fi descris în cele două lucrări Ramayana și Mahabharata. În urma acestui război, datorită armelor foarte puternice folosite, ar fi rezultat zone deșertice ca Sahara, Gobi, pustietățile din Australia și Statele Unite, locuri unde ar fi fost aglomerările urbane ale atlanților și lemurienilor. Atmosfera la suprafață era de nerespirat.
așa că supraviețuitorii conflictului s-au retras sub pământ. Conform acestor teorii, oamenii de la suprafață ar fi urmașii celor care au refuzat să se retragă în orașele subterane și care, între timp, s-au sălbăticit. Iată care ar fi, conform documentelor secrete, cele mai importante orașe subterane. Posid, primul refugiu al atlanților, cu intrare în zona Mato Grosso, cu populație de 1,3 milioane de locuitori. Chonshe, refugiul uigurilor, o ramură a lemurienilor, cu intrare în Himalaya și 3,5 milioane de locuitori. Rama, lângă Jaipur, în India, cu 1 milion de locuitori. Xinhua, la graniță dintre China și Mongolia, cu 1,5 milioane de locuitori. Telos, lângă Mount Lesson, California, cu 1,5 milioane de locuitori. Și Dacos, în munții Bucegi, cu 750.000 de locuitori. În cele ce urmează, vom face o scurtă descriere a lumii interioare a planetei, așa cum reiese din mărturiile celor care au ajuns acolo. Oamenii de acolo sunt mândri de mentalitatea și cunoștințele lor superioare, mai ales că ne depășesc în creativitate. Sunt foarte avansați tehnologic și dispun de multe invenții simple și foarte utile. De exemplu, afirmă că vehiculele lor zburătoare, pe care noi le numim OZN-uri, folosesc energie liberă sau gratuită, referindu-se la energia spațiului, care este prezentă pretutindeni, spre deosebire de noi care folosim ca energie combustibili concentrați în anumite zăcăminte. Sunt cu mii de ani mai avansați decât noi, atât în știință, cât și în artă, pictură ori sculptură. De asemenea, agricultura, sănătatea și alte asemenea domenii sunt complet diferite de ale noastre, ei obținând în acest sens rezultate excepționale. Locuitorii interiorului planetei afirmă că ei trăiesc într-o deplină armonie unii cu alții, au tot ce le trebuie și nu există sărăcie, ci nici poliție sau războaie. Mai spun că ei cunosc orice limbă de pe pământ, iar secretele oricărui guvern al nostru sunt bine cunoscute de ei. Locuiesc acolo dinainte de potop și afirmă că Biblia noastră a fost profund modificată de către cei care vor să-și mențină puterea actuală. Dispun de înalte capacități telepatice și sunt urmașii civilizației Atlantidei. Ne sfătuiesc să renunțăm complet la armele nucleare. Ei sunt capabili să nu permită să fie vizitați de către cei care sunt nesinceri sau vor să profite de pe urma lor. Cum însă actuala putere de la suprafață se află în mâinile unor guverne militariste și lacome, o întâlnire oficială cu ei în viitorul apropiat este foarte improbabilă. În comparație cu locuitorii din interiorul Pământului, noi, cei de la suprafață, suntem niște barbari, iar civilizația noastră este doar o stare de barbarism mecanic. Ne-au avertizat că până când nu vom renunța complet la războaie, la armele nucleare, la sărăcie și la exploatarea omului de către om, până când nu vom ajunge la o societate bazată pe echitate, adevăr și dreptate, nu vom fi vrednici să fim contactați de lumea interioară care se află pe un nivel social, științific și moral mult mai înalt decât al nostru. Vechile scrieri ale chinezilor, egiptenilor, indienilor sau ale altor popoare, precum și legendele eschimoșilor, vorbesc despre Marea Deschidere din Nord și despre un popor avansat, care trăiește într-o țară misterioasă numită Agartha. Teritoriul secret al Agarthei are o populație de 20 de milioane de suflete. Milioane de yoghini locuiesc în suburbiile divizate simetric în construcții subterane. Agartha nu a fost întotdeauna o împărăție subterană.
La începutul secolului al XX-lea, Ferdinand Ossendowski, scriitor rus de origine poloneză, a hotărât să întreprindă o periculoasă călătorie în căutarea miticului regat. După ce a străbătut platouri aride și zone dezolante, ajuns pe malurile Amurului, Ossendowski a aflat de la niște călugări despre existența regatului cunoscut sub numele de Agartha. Călugării l-au condus în adâncuri, unde regele lumii apare doar în rare ocazii, pentru a face miracole sau pentru a pronunța profeții. Iată ce scria Ossendowski în cartea sa Animale, oameni, zei, apărută în 1924. Împărăția Agarthei se întinde prin tuneluri subterane, în toate părțile lumii, iar cei care locuiesc aici se află sub autoritatea regelui lumii. Capitala Agarthei este înconjurată de orașe, în care locuiesc mari preoți, iar palatul regelui lumii este înconjurat de temple, unde locuiesc guru, care controlează forțele vizibile și invizibile ale lumii, și care dețin în mâinile lor controlul asupra vieții și morții. În ciudate vehicule, necunoscute nouă, ei sunt capabili să străbată cu viteză incredibilă tunelurile subterane, care separă un oraș de altul. Bazându-se pe o serie de documente, precum și pe revelația amiralului Byrd, doctorul Raymond Bernard, autorul cărții Pământul Gol, a enunțat câteva concluzii care la data respectivă au generat un mare scandal. În realitate, nu există niciun pol nord sau sud, ci numai deschideri largi care conduc spre interiorul gol al Pământului. OZN-urile provin din acest interior gol. Interiorul Pământului este încălzit de un soare central, care este sursa aurorelor boreale. Aici este un climat subtropical, nici rece, nici cald. Exploratorii polari au văzut cu ochii lor că animalele se deplasau spre nord în căutarea hranei. Ei au văzut aici păsări tropicale și animale ce în mod obișnuit au nevoie de căldură. Au văzut fluturi, ba chiar și țânțari. Deși mulți dintre noi găsesc că ideea unui pământ gol în interior este mai degrabă una ridicolă, de vreme ce informații bazate pe fundamente științifice sunt la îndemână oricui în prezent, teoria care exploatează această variantă datează din vechime și nu este proprie unei singure civilizații. Teoria Pământului Gol este lansată la sfârșitul secolului trecut. Potrivit acesteia, în interiorul Terei există de fapt o concavitate, ce are 7 puncte de contact cu suprafața exterioară, 2 fiind cei doi poli. Datorită imaginilor luate de NASA cu ajutorul sateliților spațiali, pot fi văzute deschiderile polare, cea nordică, cu un diametru de 1400 de mile, și cea sudică, cu un diametru de 1300 de mile. Mai mult, un ocean uriaș ar fi fost descoperit în interiorul Pământului. Acesta există sub Asia de Est și e de mărimea Oceanului Arctic. Descoperirea a fost făcută de Michael Wiesechen, seismolog la Washington State University din St. Louis, și Jesse Lawrence de la University of California, San Diego. De asemenea, încă din anul 1950, în timp ce cartografiau zona, echipele de cercetare a topografiei submarine din Statele Unite ale Americii au descoperit că placa continentală californiană este garnisită cu multe caverne și pasaje uriașe. Unele sunt atât de mari, încât un submarin poate naviga printre ele. După un timp, s-a descoperit că unele dintre ele se întindeau până sub statele Utah și Nevada. Cele mai șocante informații descoperite cu această ocazie se refereau la faptul că cea mai mare parte din California
pur și simplu plutește pe ocean, sprijinindu-se de câțiva stâlpi naturali formați de aceste caverne submarine. Iar falia San Andreas este rezultatul prăbușirii unora dintre acești stâlpi de susținere, care provoacă și cutremurele în zonă. O descriere completă și corectă a planetei noastre este deci următoarea. Planeta Pământ este ca un balon, ca o minge goală în interior, care are două deschideri polare, având un diametru de 2300 de kilometri, aflate la nord și la sud, și care au marginile curbate, ce fac posibilă trecerea de pe o suprafață pe cealaltă, așa cum face o furnică atunci când trece de pe o parte a frunzei pe cealaltă. În câteva fotografii realizate cu ajutorul sateliților la momente diferite de timp, în zona polului nord se poate observa foarte clar existența deschiderii polare, care nu poate fi confundată cu formațiunile noroase. Aceste dovezi foarte rare, care au reușit să scape controlului strict impus de cei care au putere mondială, arată că Pământul este în realitate gol. Acest adevăr nu mai poate fi ascuns. O mulțime de lucruri vin în sprijinul acestui adevăr. Un alt fapt interesant este că, datorită lipsei de sateliți de deasupra Antarcticii, toate rapoartele și prognozele meteo pentru această zonă erau realizate de la baza americană McMurdo Station. Acesta este însă un mod clar de îngrădire a scurgerilor de informații și a posibilelor dovezi fotografice pe care un satelit aflat deasupra polului sud le-ar putea furniza, așa cum s-a întâmplat în cazul deschiderii polare de nord. Dar monopolul american asupra Antarcticii a mers chiar mult mai departe. A fost semnat un recent acord între mai multe state interesate, ca să nu se înceapă nicio prospecțiune geologică sau de altă natură în Antarctica, aceasta incluzând atât mineralele cât și petrolul. Nenumărate dovezi vin și din Rusia, unde se găsește aproape constant fildeș aparținând mamuților, mai ales în zonele nordice extreme, situate dincolo de cercul polar. De sute de ani, comercianții vând astfel de relicve care se pare că abundă în acele zone. Dar acest fenomen este legat de un altul, poate mai uluitor. Mamuți întregi au fost găsiți congelați în blocuri de gheață în Siberia, dar și în alte regiuni situate dincolo de cercul polar. Unii dintre ei mai aveau încă în gură smocuri de iarbă verde. Există astăzi dovezi care arată că acest perete al Pământului nu este solid și plin de materie așa cum se spune, ci seamănă mai degrabă cu un parmezan plin de peșteri și tunele subterane care se interconectează. Unele dintre aceste tunele conduc către lumea interioară, către interiorul Pământului. Să ne gândim acum la celebra poveste a lui Jules Verne intitulată O călătorie spre centrul Pământului, scrisă în 1864. Acolo este descris atât de clar acest lucru, încât parcă autorul cunoștea în detaliu acele realități. De asemenea, este de amintit și uluitoarea similitudine între povestea aceluiași Jules Verne de la Pământ la Lună din 1865 și prima misiune americană spre Lună, Apollo 11, în 1969. Cele două evenimente seamănă atât de mult încât aproape se identifică, deși se află la o distanță de mai mult de un secol. Datele furnizate de autorul francez în povestirea sa coincid în proporție de 99% cu cele ale misiunii americane. Ca să nu mai vorbim de uluitoarea poveste 20.000 de leghe sub mări, în care se prezintă primul submarin, Nautilus. Oare Jules Verne a avut acces la aceste adevăruri? Ipoteza coincidențelor este exclusă. Înainte de final,
se impun câteva întrebări provocatoare, incitante, care ne pot face mai sceptici referitor la teoria oficială. Până la urmă, ce știu cu adevărat oamenii de știință despre centrul Pământului? Nu fac altceva decât să speculeze. Au credințe și dogme, dar nicio dovadă clară că Pământul are un miez de fier topit. Cele mai adânci foraje nu au depășit câțiva zeci de kilometri, în contextul în care crusta Pământului are aproximativ 6.000 de kilometri, iar diametrul Pământului depășește 12.000 de kilometri. De ce am desconsidera alte teorii și credințe? De ce am crede doar dogmele și credințele religiei numite știință?